bună dimineața! Nu o să stau foarte mult pentru că trebuie să plec la muncă, dar de săptămâna trecută, de vineri, am început să mă trezesc de dimineață, să mă trezesc mai devreme decât mă trezeam înainte, că, după cum știți, eu gătesc dimineața, gătesc masa de dimineață pentru restul zilei, ca să-mi iau la mine pachet, să-mi iau mâncare caldă în termos, mâncare proaspătă, știți voi. Am mai făcut și pe TikTok și pe Facebook, am pagina acolo, pe YouTube vă uitați la playlist-ul despre sport și diete. Și am decis să nu mai mă duc după muncă, să nu mai mă duc la sală, pentru că e și foarte cald acum, în perioada asta, e și sala la care merg eu, sunt geamuri de jur împrejur și se încălzește rău de tot. Plus că sunt rupt, spart de oboseală după muncă. Și atunci am zis, bă, hai să încerc de dimineață. Fiind mă trezesc mai devreme cu o jumătate de oră, dar am decalat puțin programul, deci mai devreme cu o jumătate de oră, dar nu mai am o oră jumătate la dispoziție până să plec la muncă, am doar o oră. Plus că se trezește nevastă mea acum și mă ajută dimineața, că altfel ar fi nasol. Și astăzi este luni, deci este a doua zi în care fac chestia asta și vreau să vă spun că sunt foarte multe beneficii. Nu știam dacă o să rezist, nu știam dacă o să-mi placă, dar mi-am adus aminte cât de marfă este să te trezești dimineața. Ce feeling ai de dimineață, nu știu cum să vă explic, poate aveți și voi chestia asta. Bă, dimineața e altfel. Dimineața ai mai multă energie, dimineața ești mai fresh, chiar dacă nu bei cafea. Și cafea, apropo, nu mai beau dimineața, o beau mai târziu. Deci încerc să-mi fac rutina din ce în ce mai strictă, încerc să intru din ce în ce mai mult în treaba asta. Și voi, dacă o să mă urmăriți, o să vedeți traseul ăsta. Odată cu mine am postat și pe Facebook pozele cu cum arătam acum 2 luni și cum arăt acum. Și peste 2 luni pun alte poze și tot așa. Și vreau să ajung anul viitor să particip la un concurs de culturism. Asta este targetul meu. Ca să pot să mă afiliez cumva, să pot să mă sponsorizez din alte surse și să pot să mă ocup de YouTube mai târziu, mai bine, că acum sunt foarte mulți pe YouTube, de când cu pandemia asta toată lumea și-a făcut canal de YouTube și nu că nu, până la urmă, dacă ești bun, ajungi sus, asta e, dar treaba cu YouTube-ul e legată de reclamă, cum să ajungi acolo. În fine, nu stau foarte mult pentru că trebuie să intru la muncă. Am vrut să vă spun și vouă chestia asta, că mă simt mult mai bine dimineața, plus că, gândiți-vă, dacă te trezești, să zicem, la 5, la 6, hai să zicem, da, 10-11 te bagi la somn, exact când se întunecă afară, acum vara la 10:30 se întunecă, ce e mai frumos, să prinzi răsăritul de soare sau să prinzi dimineața aia, răcoarea aia de dimineață, să mergi la sală, e primul lucru care te trezești, ești calm, ești liniștit, ai energia aia ta, să folosești energia ta în ceea ce îți place ție și să lucrezi la visul tău, după care să mergi la muncă a doua parte a zilei, să zicem, și după la 5 până seara la 10, frate, 10:30 sunt 5 ore ceva. Poți să mai bagi și cum ar veni încă un loc de muncă, dacă vrei, încă un overtime. Dar eu nu o să fac chestia asta pentru că eu consider că YouTube-ul și cu programul ăsta la care lucrez cu sala, cred că mi-e de ajuns pentru mine. Dacă ai idei, frate, trebuie să te trezești de dimineață, încearcă, eu vă garantez. 2 săptămâni încearcă să ții o dietă și ai să vezi că se va obișnui corpul cu ea și după aia când bagi un mic, când bagi un grătar, te doare ficatul. Te simți mai bine, slăbești imediat, o să vezi că tot organismul și inclusiv creierul o să înceapă să funcționeze mai bine. Nu uitați că am și pe TikTok un canal tot așa, unde fac acolo video scurte, când nu am timp de YouTube fac acolo ceva scurt. Facebook, vă las toate astea în descriere, TikTok, Facebook, Instagram. Eu trebuie să plec la muncă, e ora 8:20, de-abia acum încep munca, la 5 vin acasă, poate mai am timp și de o filmare pe YouTube, cine știe. Să aveți grijă de voi, vă pup la inimioară, ceau!